Cei aproximativ 20 de medici ai Centrului de Sănătate din Cârpineni, raionul Hâncești, nu au apă la robinet, sunt hărțuiți și umiliți. Dezvăluirile au fost făcute de unul dintre medici, care susține că toți colegii săi sunt intimidați de aproape 9 luni de șefa centrului. După ce a fost vizată de o plângere colectivă depusă la Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Spălați mâinile. Centrul de Sănătate. Apă noi. De ce aici? Spălați mâinile. Apă noi. Filmarea a fost postată pe Facebook de o locuitoare din Cârpineni. Femeia l-ar fi primit de la un cadru medical. La liceu, spălați mâinile. La liceu, poftim, mai se pare cu apă. Echipa postului nostru de televiziune l-a găsit pe medicul care a făcut filmarea. Pentru a-i proteja identitatea, nu îi vom dezvălui numele. La telefon acesta ne-a spus că problemele din instituție ar fi create chiar de manager. Săptămâna trecută a fost la comanda ei oprit apa, după care episodul s-a repetat sâmbătă. Centrul de Sănătate este asigurat cu apă tehnică și a fost stat nici pentru viceu, nici pentru spălat mâinile. Noi trebuie să ne spălăm mâinile din sticlă. Noi suntem în secolul 21. Medicul mai spune că tot personalul este intimidat de manageri care în plus neglijează și normele sanitare impuse de autorități. Eram umilită că nu cunosc lucru, că nu am idei de medicină. Atunci eu, adică nu a fost, a fost de mai multe ori acest moment. Doamna a fost în focar, mergea pentru a se asigura populația din Bălceana cu medicamente, dar revenind în aceeași zi, doamna nu purta în policlinică, în centru de sănătate, nu poartă nici mască, nici mănuși. Prin această atitudine, dumneavoastră inclusiv sfidează normele autorităților. Am încercat să obținem un comentariu de la șefa Centrului de Sănătate Cârpineni, Svetlana Angel, însă aceasta nu a fost de găsit. Primarul localității Ion Cârpineanu ne-a oferit un număr de telefon greșit, iar la apelul nostru repetat de a ne ajuta să luăm legătura cu Svetlana Angel, a refuzat să coopereze. În schimb, Natalia Saharov, directorul Centrului de Sănătate din Hâncești, instituția căreia îi se subordonează centrul din Cârpineni, ne-a spus că acuzațiile nu corespund realității. Deși a refuzat să ne acorde un interviu, ne-a transmis că nu e momentul potrivit pentru a deranja medicii de la Cârpineni, întrucât suntem în plină pandemie. Saharov ne-a spus că nu sunt probleme cu aprovizionarea cu apă la centrul din Cârpineni, întrucât centrul se află pe teritoriul spitalului, instituție care se află în proces de reparație. Am solicitat un comentariu și de la conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Ofițerul de presă al instituției, Veronica Istrati, ne-a spus că se va documenta și ulterior va reveni cu un răspuns.